Născut în anul 1948, Frank Abagnale este cunoscut la nivel mondial pentru ingeniozitatea cu care în trecut a pregătit cele mai mari infracțiuni din lume. În anul 60, tânărul Frank a falsificat cecuri cu ajutorul cărora a sustras din bănci aproximativ 5 milioane de dolari. În plus, deși nu avea nicio pregătire în domeniu, Frank a lucrat ca pediatru la un spital din statul din Georgia, timp de 11 luni, fără ca cineva să-și dea seama că nu era medic. Mai târziu și-a făcut o diplomă falsă de absolvent al Universității Harvard și a primit un post chiar la oficiul procurorului general al statului Louisiana. Povestea lui Frank începe în anul 1965, încă de la vârsta adolescenței. Dacă alți puștani sunt preocupați de fete, petreceri și distracții, Frank a avut alte planuri pentru viața sa. Teribilismul l-a împins pe Frank, care avea o inteligență excepțională, să ajungă să falsifice cărțile de identitate, permise de conducere sau cecuri bancare. Prima sa victimă a fost chiar tatăl său, care la vârsta de 14 ani i-a dat un card pentru o benzină. Frank a reușit cu ajutorul acelui card să-i convingă pe angajații benzinărilor să-i ofere bani în schimbul obiectelor auto pe care el le cumpărase. Tulburat de lipsa de armonie din familie, mama și tatăl său au divorțat când el avea 12 ani. Frank își găsea refugiul în punerea la cale a acestor înșelătorii. Frank și-a pus cel mai bine talentul în practică, însă în cazul cecurilor pe care le falsifica într-un mod excepțional. Apoi încasa sume uriașe de la bănci din întreaga America. La vârsta de 17 ani, a ajuns să păgubească statul american cu peste 1,5 milioane de dolari. Dorința lui Frank de a călători în întreaga lume l-a împins să creeze și mai multe necazuri și chiar să riște viețile oamenilor. Așa că a sunat la compania Pan Am, una dintre cele mai mari din America la momentul respectiv. Frank le-a spus că este angajat ca pilot la ei, dar că și-a pierdut uniforma, cerând una nouă în schimb. Astfel, Frank a obținut nu doar un costum, dar și o legitimație falsă pe baza unui permis de pilot falsificat și acesta. Frank a călătorit în toată lumea și a avut cazare și mese gratuite la hoteluri de lux. S-a distrat împreună cu piloții și a avut relații cu stoardezele. Dar pentru Frank nu era de ajuns. Falsificându-și diploma, Frank ajunge să se dea drept medic rezident la un spital din Georgia. Din fericire, poziția pe care o ocupa nu implica proceduri medicale propriu-zise. Frank se ocupa cu supravegherea asistentelor și aplicarea corectă a tratamentelor. Totuși era să o dea în bară, iar cariera sa de medic s-a încheiat. Un copil era cât pe ce să se sufoce din lipsa de oxigen, deoarece Frank habar nu a avut la ce s-a referit o asistentă când a exclamat Blue Baby, adică bebeluș vânăt. În timp ce activa în persoana lui Robert Black, comandant al companiei de zbor Pan Am, Frank a falsificat o diplomă a Universității Harvard și a reușit să treacă să ia examenul pentru intrarea în baroul de avocatură din Louisiana. De asemenea, a primit un loc de muncă în biroul procurorului general al Louisianei, la vârsta de 19 ani. În 1969, Frank a fost prins în Franța după ce fosta iubită îl recunoaște și îl denunță. Atunci, peste 12 state în care acestea comise infracțiuni au cerut extradarea sa. Însă, în timp ce era adus în America, acesta a reușit să scape de pe aeroportul din New York. De aici a luat o rezervă de bani pe care o ținea ascunsă într-o cutie de valori și a pornit spre Mexic. 2 ani mai târziu reușește să evadeze, însă este prins și aruncat din nou în pușcărie. Un rol important l-a avut Joe Shi, unul dintre cei mai bine pregătiți agenți FBI, care a intrat pe fir și a început să-i urmărească pas cu pas fiecare mișcare. Guvernul american și-a dat seama că acesta ar putea fi de mare ajutor în prinderea infractorilor. Agentul Joe Shi i-a propus lui Frank un post de consultant în cazurile de fraudă bancară. De asemenea, Frank a acceptat să se ocupe de securitatea cecurilor bancare și să predea la Academia FBI cursuri pe teme de securitate în acest domeniu. Povestea lui Frank a fost transformată într-un film. Viața sa a fost și subiectul filmului Catch Me If You Can. Filmul a fost realizat de Steven Spielberg, iar personajul escrocului interpretat de Leonardo DiCaprio.